S-au făcut multe studii pentru a putea înțelege tehnica picturală și materialele pe care le-a folosit Caravaggio în executarea picturilor sale. Artistul nu a lăsat nimic scris, iar mărturiile contemporanilor săi sunt puține și imprecize în ceea ce privește procedurile pe care le-a adoptat pentru a finaliza lucrările. Știm totuși că artistul prefera să picteze din model. Acesta lucra într-un studio în care lumina provenea din partea de sus a camerei. De asemenea, Caravaggio era foarte rapid. Putea picta chiar și trei chipuri într-o singură zi. Nu există picturi nefinisate, care să rămână într-o fază intermediară de lucru, din care să putem extrapola, măcar în parte, multitudinea de faze ale execuției unei picturi. Există totuși câteva figuri în unele dintre picturile din perioada târzie a vieții artistului, pe care acesta le-a lăsat nefinisate. Bazându-ne, așadar, pe puținele dar prețioase mărturii contemporane, pe numeroasele și corecte investigații științifice, precum și pe studiul atent al suprapunerii straturilor de culoare, vom încerca să reluăm procedurile adoptate de Caravaggio în executarea tablourilor sale. Toate suporturile sunt din pânză, din gros, textură subțire, cu aproximativ 12x12 fire pe centimetru pătrat. Preparatul este întunecat și dens, un amestec de ulei și pigment, mai ales pământuri, cu adaos de alb de plumb și cretă. Nisipul este și el uneori prezent în amestec. Artistul acordă o mare importanță culorii preparatului, nu doar pentru că influențează lucrarea finită, ci și pentru că, de multe ori, Caravaggio a avut suprafețe mari din lucrări nepictate sau doar a pictat un strat subțire. Punctele cardinale ale sistemului de compoziție au fost fixate superficial cu incizii făcute cu mâna liberă, direct pe preparat. Din particularitățile lucrărilor sale se înțelege totuși că aceste incizii nu sunt suficiente pentru a alcătui un ghid pentru pictură. Cel mai probabil, ele erau referințe pentru a direcționa modelul înspre poziția dorită, după cum a intuit Roberto Longo în anii 50. Este o procedură practic exclusivă acestui artist, care probabil s-a dezvoltat pornind de la tehnica de transfer a desenului prin carton. Sursele afirmă că Caravaggio nu desena, ci picta direct copiind din viață, fără a trece, așa cum este cerut de o tradiție artistică consolidată, prin elaborarea desenului și o consecventă idealizare a datului natural. În practică, artistul desena pictând. Lucrarea este de fapt executată în mod spontan și este modificată în timpul execuției. El începea prin a face un desen grafic cu umbri ars. Studiile recente efectuate pe cina de la Emmaus păstrată în Pinacoteca din Brera par să contrazică sursele istorice care afirmă că pictorul nu a recurs la faza grafică preliminară. Analiza cu aparatul multispectral cu raze infraroșii a dezvăluit, pe lângă prezența gravurilor tipice, contururi grafice ale mâinilor și feței lui Hristos, precum și ale apostolilor. Urmele desenelor sunt evidente în reflectografia în infraroșu în multe dintre lucrările artistului și, în unele cazuri, sunt de asemenea vizibile cu ochiul liber, cum ar fi de-a lungul marginilor brațului stâng al Judith al Galeriei Naționale de Artă Antică din Roma, unde este ușor de întrevăzut acest contur subțire și întunecat.
Pe urma grafică de un brin care nu este încă uscată, Caravaggio începe să picteze cu mișcări de penel rapide și libere, dar în același timp puternice și apăsate. Desenul preliminar a ajuns astfel să fie una cu schița. Potrivit mărturiei lui Pietro Bellori, Caravaggio a lăsat grundul pânzei ca semiton de culori, adică a folosit culoarea maro a preparatului ca semiton pentru umbre. Albul de plumb în zonele de lumină a tenului se aplică în tonuri din ce în ce mai deschise, până la retușurile finale efectuate cu alb de plumb pur. În radiografii, este adesea dezvăluit un model spiralat ale trăsăturilor de alb de plumb. În timp ce contemporanii lui Caravaggio realizau o schiță a corpului peste care aplicau straturi progresiv pentru a finaliza, Caravaggio revoluționează tehnicile executând tablourile bucată cu bucată într-o singură sesiune. Straturile sunt întinse fără a lăsa culoarea de dedesubt să se usuce complet, astfel încât cele două straturi picturale să formeze un amestec. La nivel de schiță, pictura deja apare definită și studiată în detaliu, adică este construită cu pasta culorii, nu prin straturi. Astfel s-a născut tehnica impasto a corpo, care a rămas populară în mai multe zone ale bazinului mediteranean. Natura texturală abundentă a schițelor, cu mișcări de penel bogate în impasto pictural, rapide, fluide, nu corespunde întotdeauna cu proiectul final. Totodată, viteza de execuție depindea de cele mai multe ori și de voința de a copia după model. Materialele cromatice folosite de Caravaggio sunt relativ puține la număr. Paleta sa se bazează pe alb de plumb, ocru, galben și roșu, cinabru, verde cupru, negru fum și pământuri. Culorile strălucitoare și pline, regăsite în lucrările de tinerețe, par a fi atenuate în picturile din perioada maturității târzie, unde observăm predominanța tonurilor întunecate și domolite. Tot în această perioadă apar culorile pe bază de pământ. Bellori ne informează că pictorul a folosit un ton mai închis, afectat de vigori întunecate, folosind mult negru pentru a conferi dimensiune corpurilor. Thank you.
Procedura de a lăsa o bandă neacoperită de preparat în jurul tenurilor prin care se întrevede o culoare maroroșcat. Este tipică lui Caravaggio. Acest lucru poate fi explicat prin execuția foarte rapidă pentru a continua lucrarea până ca zona adiacentă să se usuce. Procedura este, cu siguranță, legată și de practica picturii din natural cu model. Schisarea rapidă finală nu contribuia cu mult la pictură, sau chiar se putea identifica cu aceasta. Acest lucru este dovedit de studii care au descoperit tempera de ou aplicată deasupra straturilor de ulei, cât timp acestea din urmă nu erau încă uscate. Tempera cu ou, găsită în unele dintre lucrările artistului, îi permitea să intervină asupra culorii încă proaspete, fără a amesteca straturile. Acest lucru pare să confirme că, de multe ori, Caravaggio nu retușa partea pictată în ulei și toate aceste concluzii apar în conformitate cu utilizarea modelului. Energia și precizia mișcărilor de penel ale pictorului s-au îmbinat cu atenție extraordinară la cele mai mici detalii care au fost pictate cu pensule foarte subțiri. Caravaggio nu și-a decupat figurile în profile bine definite, ci le-a executat în întregime, începând de la fundal și apoi suprapunându-le peste cele din prim plan. Figurile, hainele și obiectele sunt construite succesiv și adesea se suprapun, ca frunțile fețelor acoperite de păr sau brațele conturate în întregime și acoperite la un moment ulterior de mantile sau mânecile hainelor. Reproducerea științifică folosește toate informațiile disponibile obținute din studiul surselor, tratatelor, mărturiilor, cărților de rețete antice, informațiilor extrase din rapoartele de restaurare, adesea însoțite de teste de diagnostic menite să ofere cunoștințe despre tehnica executivă și, în cele din urmă, din informații obținute din observarea atentă a lucrărilor păstrate, în special a celor lăsate neterminate de pictor, dar și a celor asupra cărora intervențiile inadecvate de restaurare din trecut au scos la lumină straturi de material ce nu erau vizibile până atunci. Este imposibil să prezentăm rezultatele comparației dintre reproducerile științifice prezentate aici și investigațiile radiografice ale lucrărilor originale, deoarece, în prezent, drepturile asupra acestora din urmă nu o permit. Dar, pe una dintre reproduceri a fost efectuată o operațiune de curățare foarte agresivă pentru a verifica dacă dezvelirea progresivă a straturilor ar fi conferit reproducerii noastre un aspect similar cu originalul, care, ca și în cazul picturii care înfățișează pe Sfânta Ursula, cu siguranță executată de Caravaggio, a suferit în trecut un tratament similar.